mărturie. Ne-am bucurat să fie slujită biserica și slăvit Dumnezeu prin darurile spirituale, care știți și voi, fac atât de mult bine, da? Parcă așa îmbunătățesc sau îmbogățesc meniul spiritual. Salutești pe Vali, Domnul să binecuvânteze Vali, că în ciuda trăsnetelor și fulgerului de lună adunare. Inițial am vrut să plec cu autobuzul de nouă și n-a fost nimica și am luat-o pe jos, am fost prin stație și întrebare m-a prins ploaia puternică și am luat-o din acoperiș și în acoperiș. Bravo, Domnul să binecuvânteze. Apreciem, să știți că Dumnezeu îl urmărește pe Vali de multă vreme. Îl urmărește în sensul de a-l gătea care, de a-l chema la el și așa a trecut prin momente sus-jos, a mai mult jos decât sus, da? Dar toate lucrează împreună spre binele acelor care sunt chemați după planul lui Dumnezeu și dacă suntem chemați, bine este să ascultăm și să răspundem. Și Dumnezeu așa a îngăduit ca săptămâna asta să întâlnesc pe misionari prin parc, frații misionari și a venit împreună cu ei după aceea la adunare și Sorin, care l-a întâlnit pe fratele, pe Valentin, se gândea că nu-l cunosc, dar când a venit a văzut că noi de fapt aveam o deja din discuția fost din parte. Da, o tovărășie veche. Ne bucurăm că Vale a venit la adunare, ne vom ruga pentru el care să-l binecuvinteze. Astăzi, dragii mei, am vrea să ne îndreptăm privirea spre una dintre cele mai poate importante predici din sau învățături date de Domnul Iisus Hristos. Știți că de o vreme studiem predica de pe munte și v-am spus și acum readucă din nou aminte, predica de pe munte este esența învățăturii despre împărăția lui Dumnezeu. Da? Domnul Iisus a zis, iată cum se trăiește în împărăția lui Dumnezeu. Și voi care sunteți chemați să fiți fii împărăției lui Dumnezeu, iată cum trebuie să trăiți. Așa. Acestea sunt legile care funcționează în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă împărăția lui Dumnezeu este minunată, este din cauza faptului că acolo, în împărăția lui Dumnezeu, toate ființele care o compun, de la îngeri și toate ordinele îngerești, până la toate ființele răscumpărate, toți, din toată inima lor, doresc să trăiască așa. Da. De aceea va fi frumos în rai, pentru că acolo nu va mai fi păcat. Acolo se va trăi în mod plenar, după legea părăției lui Dumnezeu și sigur că neavând și firea pământească, nu o să mai avem probleme cu păcatul, cu tentațiile. O să fie ceva ce poate acum nu ne putem imagina. Cum adică să trăiești fără să-ți mai vină să mai te superi pe ceva, fără să mai greșească cineva, fără, deci ni se pare imposibilă situația asta, aproape nu putem să ne imaginăm, dar așa va fi. Cerul va fi un loc perfect, unde va fi dragoste, unde va fi bunătate, unde va fi belșug și toți care sunt acolo vor fi într-o fericire care nu poate să fie descrisă, de, că așa de măreață este. Și acum să deschidem cuvântul Domnului la Matei, capitolul 6. Vă rog în numele Domnului Iisus să ne ridicăm în picioare acum și să fie un moment solemn să citim cuvântul Domnului. Deci Matei, capitolul 6. Și vom citi, începând cu versetul 5 și până la 15. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă de tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată, dar, cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și iată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar
Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Vreau să readuc aminte puțin despre tema de data trecută. Deja am vorbit despre voi când vă rugați să uitiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la consurile ulțelor. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus, iată că își face timp ca în setul de lege ale Împărăției lui Dumnezeu date către noi, să ne vorbească și despre rugăciune. Rugăciunea fiind o componentă importantă a creștinului, a vieții creștine, a vieții creștinului. Și trebuie să ne rugăm. Numai că El a văzut și în generația Lui, și a văzut și, deci, în veacurile trecute, și a văzut și în lumea păgână, a văzut o chestie greșită. Și anume, faptul că oamenii se rugau și nu se rugau cum trebuie. Iar El, ca unul care de multe ori, gândiți-vă că s-au rugat în Vechiul Testament oamenii lui Dumnezeu. Și El ca Dumnezeu, Domnul Iisus ca Dumnezeu, de multe ori a văzut ce? A ascultat, de exemplu, pe oamenii din Vechiul Testament, de acolo. Și zis, măi, nu mai bolborosim. Da? Și o fi zis, Domnul Iisus, lasă că o să vin pe pământ și o să vă învăț că nu-mi place bolboroseala. O să vă învăț cum să vă rugați. Da? Iar acum că a venit pe pământ, El ne vorbește din poziția lui Dumnezeu. Că era Dumnezeu, nu Domnul Iisus. Și ne spune cum să fie rugăciunea noastră ca să fie plăcută în fața lui Dumnezeu Tatăl și în fața Lui și în fața Duhului Sfânt. Și acum vreau să încep cu cu un citat care mi-a plăcut tare mult din cartea aceasta pe care o citesc. Ia ascultați ce spune citatul acesta. Imaginea cea mai înaltă a omului este atunci când stă pe genunchi așteptându-L pe Dumnezeu. Este cea mai înaltă realizare a omului. Este cea mai notabilă activitate a vieții sale. În acest punct, omul își atinge apogeul ca ființă umană. Am să mai zic încă o dată. Ar fi bine să fie un citat pe care să-l impune în fiecare, dacă vorbim de rugăciune, da? Cum s-a și spus puțin mai devreme. Până când mai zic încă o dată, am să rog pe cineva să caute Efeseni capitolul 3, de la 14 la 19, să citim acel pasaj, da? Deci, iată, încă o dată, imaginea, când privești un om, imaginea cea mai înaltă a omului, cea mai măreață imaginea omului, este atunci când stă pe genunchi, așteptându-L pe Dumnezeu, adică prezența lui Dumnezeu, este cea mai înaltă realizare a omului, omul care se roagă, auziți? Viața lui de rugăciune este cea mai înaltă realizare a omului, este cea mai nobilă activitate a vieții sale, cea mai nobilă activitate a vieții sale. În acest punct, omul își atinge apogeul, adică în rugăciune, când se contopește cu Dumnezeu în rugăciune, își atinge apogeul, adică cel mai înalt punct, sau scopul vieții sale. Efeseni 3, de la 14 la 19, dacă găsi cineva, am să rog să citească clar, cu voce tare, Steluțe, ești acolo? Da. Te rog pe tine, dacă tu te deschizi. Iată ce spune Apostolul Pavel, legat de subiectul acesta. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și îl rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă și să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lungimea, adâncimea și înălțimea. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai multe decât cerem sau gândim noi. A lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Amin. Este un imn extraordinar lui Pavel și începe, după ce exprimă dragostea lui Dumnezeu față de noi și planul său măreț, Pavel izbucnește în această cântare de laudă, este un imn acesta, și spune, iată de ce zic, îmi plec genunchi în fața Domnului Iisus Hristos. Da? Iată de ce zic, îmi plec genunchi. Ce spune Pavel ca o culminare a vieții lui?
Ce spune că face El? Cea mai mare realizare? Iată de ce zic. Îmi plânge în ochii, în fața lui Dumnezeu. Și asta este cel mai mare lucru. Și dacă ne uităm la viața lui Pavel, el a fost un sărac. Nu s-a putut compara cu Nero, care probabil avea o treime din Roma, da? Ca proprietăți, ca posesiuni, ca poziții. Însă Nero a murit ca un nemernic și a mers în iad, iar Pavel spune cu satisfacție, am luptat lupta cea bună, am păzit credința, am sfârșit alergarea. Mă așteaptă ce? Coroana. Mă așteaptă slavă. Înțelegeți? Și el spune, văzând tot harul lui Dumnezeu, văzând bunătatea lui Dumnezeu, spune, fața acestui monument de bunătate nu pot decât să zic așa, ca ființă umană, îmi plec genunchii în fața acestui Dumnezeu măresc. Da? Și în Filipeni spune că orice genunchi va trebui să se plece în fața Domnului Iisus și orice ființă va trebui să mărturisească spre slava lui Dumnezeu, despre gloria lui Hristos, cât de măreț este El. Da? Dar acei oameni vor fi îngenunchiați în mod obligatoriu și în mod forțat, însă noi îngenunchiem astăzi de bunăvoie, lăudându-L pe Dumnezeu și având El din partea noastră toată admirația. Da? Bun. Deci, imaginea cea mai înaltă a omului este ca atunci când stă pe genunchi, așteptându-L pe Dumnezeu. Este apogeul vieții sale. Și tot Martin Lloyd-Jones spune, rugăciunea este cea mai înaltă activitate a sufletului uman. Și de aceea este și în același timp testul suprem al adevăratei stări spirituale a omului. Oare nu am descoperit cu toții că, într-un fel, avem mai puțin să-i spunem lui Dumnezeu când suntem singuri cu El, decât atunci când suntem în prezența altora? Încă o dată citesc cuvinte pline de înțelepciune. Rugăciunea cea mai înaltă, rugăciunea este cea mai înaltă activitate a sufletului uman și de aceea este în același timp testul suprem al adevăratei stări spirituale a omului. Oare nu am descoperit cu toții că într-un fel avem mai puțin să-i spunem lui Dumnezeu când suntem singuri cu El decât atunci când suntem în prezența altora? Da? Adică când suntem la rugăciune, se termină repede că nu mai ai pe ce să spunem. Nu? Te termină și câteva minute și zici că am spus tot. Și asta ce reprezintă? Deci rugăciunea reprezintă cea mai intimă părtășie între om și Dumnezeu. Că rugăciunea înseamnă starea de vorbă cu Dumnezeu. Da? Și dacă nu ai ce să vorbești cu Dumnezeu în cămăruța ta, da? Înseamnă, asta arată ce? Că atât de puțin îl cunoști pe Dumnezeu. Poate cu toții am avut o situație în care ne-am dus pe la un prieten și am zis celor de acasă, mă duc 10 minute. Și alea 10 minute s-au transformat în ore. Că nu mai termina, atât de mult aveai să vorbești și nu te-ai mai fi dus. Să te ai poate în prag și din prag mai discuți și până la ușă și tot așa, da? Dar cu un străin sau cu unul cu care nu prea ai o relație, nu ai prea multe de discutat. Nu? Termin în trei fraze, terminat. Vedeți? De aceea, dragii mei, ne spune aici cuvântul spus de acest om al lui Dumnezeu că rugăciunea este un test al adevăratei noastre stări spirituale înaintea lui Dumnezeu. Și el, Martin Lloyd-Jones, spune, este șocant că atunci când rămânem singuri cu Dumnezeu în cămăruță, ieșim imediat din ea. Ieșim imediat din ea pentru că nu prea avem mare lucru de spus în prezența lui Dumnezeu. Da? Din potrivă, ar trebui ca, știu eu, să stăm atât de mult, să ne contopim efectiv în rugăciunea înaintea lui Dumnezeu, rugându-ne Domnului pentru tot felul de lucruri. Acum, repede vreau să vă zic care sunt cele două forme greșite de abordare a rugăciunii. Adică asta este o sinteză a predicii de data trecută. În primul rând, am văzut că Domnul Iisus Hristos critică atenția asupra sinelui. Adică erau mulți care se rugau și prin rugăciune căutau să atragă atenția asupra lor. Se rugau în piețe, se rugau în locuri aglomerate, ca să fie văzuți de oameni. Da? Deci care era scopul lor? Scopul lor era să atragă atenția asupra lor. Era practic sinele. Și aici eu am spus așa, fiți atenți ce chestie interesantă. Cei care se roagă pentru a stârni admirația altora, practică o idolatrie mai cruntă decât păgânii. Măcar păgânii ea se închină la o piatră, se închină la un lemn. Dar ăștia se închină la ei înșiși. Se adorează, se adoră pe ei înșiși.
se venerează pe ei înșiși. Înțelegeți? Și asta e o idolatrie mai cumplită pe care o făceau fariseii și pe care s-ar putea să o facem și noi. Atunci când, frați și surori, încercăm să atragem atenția asupra felul nostru de a ne ruga. Deci nu trebuie. Când ne rugăm, rugăciunea să fie în special ascunsă, acasă, în părtășia cu Dumnezeu. Sigur, acum nu înseamnă că se adulează rugăciunea biserică. Rugăciunea biserică este de asemenea rugăciunea. Dar și aici, trebuie să fim atenți când ne rugăm. Eu zic, sunt unii care zic așa, nu mă rog că mi-e rușine, că râd alții de mine, că nu știu să mă rog. El descoperă ce e omul care gândește așa. Nu condamnă, dar ce gândește? Vreau că atunci când mă rog să-i impresionez. Și pentru că știu că nu pot să-i impresionez, mă pierd, nu mă rog. Deci ce caută până la urmă el? Poate nu-și dă seama, dar asta e da. Vrea ca la urmă oamenii să zică, bă, ce frumos a rugat. Nu? Și de-aia nu se roagă. Ori dacă noi nu căutăm admirația oamenilor și căutăm să fim plăcuți în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu nu se uită nici la, știu eu, felul frumos în care ne rugăm, construcția gramaticală, cuvintele care le folosim, corectitudinea ortografică, știu, și toate lucrurile astea, da? El se uită la inima ta și se uită la dorința cu care tu te rogi, curăția inimii cu care te rogi și pe acela Dumnezeu îl ascultă. Da? De aceea, și noi, deci în adunare, în rugăciunile publice, putem să cădem în latura asta, un pic măcar în ea, ca să ne rugăm să impresionăm pe cei din jurul nostru. N-ar trebui. Ar trebui ca atunci când ne rugăm, pur și simplu să uităm că în stânga și în dreapta noastră stă cineva și să ne conectăm la Dumnezeu și să-i punem Domnului în față dorințele noastre, da? Pe care le avem. Și să nu ne rugăm ca om să zică cel de lângă noi, mai ne-a plăcut cum te-ai rugat. Numai dacă o spune că i-a plăcut, dar tu mi-ai urmărit asta, slavă Domnului. Și dacă s-a simțit zidit în rugăciunea ta, slavă Domnului. Dar nu asta e urmăritul. Nu asta e urmăritul, da? Deci, în primul rând, este atragerea asupra sinelui și, în al doilea rând, este bolboroseala și timpul lung de mantre sau de mătănii sau de, da? De exemplu, știți că, din nefericire, se dau chiar aceste mătănii sau la catolice rozaliile, da? Rozariul. Care înseamnă să rostești o anumită rugăciune, Tatăl nostru, sau poate și alta, Ave Maria, sau nu știu ce, a pus pe Ave Maria din star, nu e, da? Dar rugăciune Tatăl nostru, să zicem. O rostesc, ăia au un fel de dăla de șir la pupile. Da? Și știu că trebuie să ajungă din nou la bila aia de la început. Și o spun altă, mai dă o bilă. mai dă o bilă, da? Și practic ei bolborosesc. Sunt aceeași rugăciune de câte bile sunt pe jurul ăla, da? Aia e bolboroseală pentru că omul nu mai este atent la ce spune înaintea lui Dumnezeu. De aceea, noi trebuie să evităm să atragem atenția asupra noastră când ne rugăm. Sau trebuie să evităm să bolborosim aceleași lucruri. Și spuneam dată trecută că însă și rugăciunea Tatăl nostru ar putea să devină o astfel de bolboroseală. Atunci când noi o spunem fără să ne gândim la ea. O spunem ca pe o poezie. Și este riscul acesta. Și acum, hai să vedem următoarele lucruri. Tatăl nostru este, dragii mei, nu o poezie dată pe care să o repetăm mereu și mereu, ci este un model de rugăciune. Da? Notați, vă rog, că aceasta este un model de rugăciune. Mântuitorul n-a intenționat, când le-a spus, iată cum trebuie să vă rugați, n-a intenționat ca asta să fie o rugăciune pe care o spunem dimineața, la prânz și seara. Și o învățăm atât de bine pe de rost, încât nici nu mai suntem atenți, pentru că o știm foarte bine. Și când o spune, poate chiar stai cu gândul la altceva. Da? Aia nu e o rugăciune plăcută în fața lui Dumnezeu. Primul lucru, deci, este că trebuie să luăm aceste principii pe care le avem aici în Noul Testament, dat de Domnul Iisus. Și să ne dezvoltăm, să ne construim toate rugăciunile pe baza lor. În Tatăl nostru sunt 7 afirmații care sunt făcute. Deci toată rugăciunea conține 7 afirmații. Primele 4 îl vizează pe Dumnezeu și slava sa și gloria sa și împărăția sa și numele său. Iar următoarele 3 vizează nevoile noastre. Deci în Tatăl nostru sunt prinse 7 cereri, 7 afirmații, mai bine zis, da? Și după cum 7 este cifra de săvârșire, poate că nu întâmplător, Domnul a pus aici 7 cereri. Și spuneau comentatorii acestui text, teologii, că dacă stai să te gândești bine, astea 7 afirmații
și mai ales alea trei care vizează viața noastră, cuprind toate domeniile vieții. Toate se regăsesc în principiile astea. Toate. Nu e nimic în afara acestor principii. Este, cu alte cuvinte, o rugăciune atot cuprinzătoare. Și haideți să vedem aceste principii, dragii mei. Pentru că Domnul Iisus a vrut ca acestea să fie niște principii călăuzitoare pentru noi în rugăciune. Nu să zicem motamo această rugăciune la nesfârșit, ci să știm cum să ne rugăm trecând prin principiile acestea. Primul lucru pe care trebuie să-l realizăm este că intrăm în prezența lui Dumnezeu și trebuie să practicăm întotdeauna reculegerea. Vi se întâmplă, fraților, că sărim așa dintr-o dată la rugăciune și năvălim așa, parcă în sala tronului lui Dumnezeu, nu? Și începem să vorbim, știi? Eu cred că un lucru pe care trebuie să-l practicăm este reculegerea. Adică am venit de la masă, am venit de la bucătărie, am venit de la duș, am venit de la muncă, nu dintr-o dată. Și stau, am câteva momente de reculegere. Momente în care vreau să mă departajez de zgomotul lumii, de tumultul lumii, de agitația care este în mine și să intru în mod evlavios în prezența lui Dumnezeu. Deci când noi spunem Tatăl nostru care ești în cerul, noi invocăm numele și prezența lui Dumnezeu. Și am vrea să ne găsească pregătiți. Da, am vrea să fim pregătiți. Deci e bine să avem un timp de reculegere, să realizăm ce facem și cel mai important lucru pe care să realizăm că suntem în prezența lui Dumnezeu care este un foc mistuitor. Da? E foarte important să realizăm asta. Și de drept urmare a acestei reculegeri să fie, cum să vă spun, o atitudine potrivită a noastră față de Dumnezeu. Apoi avem prima afirmație, da? Și prima afirmație este o adorație la adresa lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri. Tatăl nostru care ești în ceruri. Și aici, dragii mei, drept e adorație. Tatăl nostru, Tatăl meu, Tatăl nostru care ești în ceruri. Faptul că Domnul ne-a învățat să-i zicem lui Dumnezeu Tată și spune nostru, adică și El se include acolo, ne arată, dragii mei, un subiect extrem de important pentru rugăciunea noastră de adorație și anume acela că Dumnezeu ne-a făcut fii, ne-a adoptat. Dacă pentru noi care n-am avut treabă de adopție, nu știi ce înseamnă asta, suntem un copil orfan care spunea mamă pe la toți îngrijitorii de pe la orfelinat și și-a fi dorit să aibă o familie. Până când a venit cineva într-o zi și și-a făcut milă de copilul acela și a zis pe el îl înfiez, îl iau. Ce s-a întâmplat în înfierea aia? I-a schimbat total viața și destinul copilului respectiv. Nu? Iată cât de important este adopția. Și de aceea copilul ăla poate să spună tată sau mamă unor persoane care l-au adoptat și l-au făcut membru în familia lor. De aceea, când noi spunem Tatăl nostru care ești în cerul, putem să-L adorăm pe Dumnezeu, pentru că, zice și Ioan, uitați-vă, cum Ioan preia textul ăsta și face din el o declarație de adorație înaintea lui Dumnezeu și spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copiii Lui. Și suntem, nu ne cunoaștem, nicio problemă. Dar știm noi cine suntem, da? Și Ioan, ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Pentru asta, noi trebuie să-L slăvim pe Dumnezeu, că ne-a dat dreptul acesta de a fi copiii lui Dumnezeu. Apoi, următoarea rugăciune este sfințească-se numele Tău. Deci ne învață Domnul Iisus Hristos că noi trebuie să ne dorim, dragii mei, să se sfințească numele lui Dumnezeu. Și, vedeți, de multe ori, dacă rostim motamo poezia asta, Tatăl nostru care sfințească le trece de la una la alta, nici nu realizezi ce te rogi. Însă dacă le iei ca principii, te rogi pentru și mulțumești și îl adori pe Dumnezeu, îl slăvești pentru că ți-a dat dreptul și ție să fii copil, să-i poți spune Tată. Da? După aceea, și aici e un subiect extraordinar care îți îngăzește inima, vii și spui, sfințească-se numele Tău. Și la ce te duce asta? Când te uiți la teologia sfințirii numelui lui Dumnezeu în Biblie. Știți dumneavoastră că foarte mulți oameni știu ce știu despre Dumnezeu prin perspectiva satanei? Știți dumneavoastră că Satan, de exemplu, s-a pretins a fi predicator față de Eva și Adam? Și a venit să le spună lui Eva și Adam și asta le-a pricinuit căderea, să vă spun eu cum e Dumnezeu. Înțelegeți? Oare a zis Dumnezeu să nu mâncați? Ei, Dumnezeu știe că dacă mâncați de acolo o să fiți ca El?
îi luați scaunul, îi luați poziția, el vrea numai el să fie. Voi nici nu știți că nu e așa cum se pretinde față de voi. Și cumva ce a făcut? A încercat să aducă o altă perspectivă despre Dumnezeu în mintea lui Adam și a Evei. Că Dumnezeu nu ești nici pe departe așa cum îl cunosc ei. Și că ei nu-l cunosc bine. Și diavolul a căutat să pună îndoială în inima omului față de Dumnezeu. Și astăzi, dragii mei, să știți că foarte mulți oameni și îl închipe pe Dumnezeu prin șoapta diavolului, prin ispita diavolului. Unii văd pe Dumnezeu ca pe un tiran. Așa le spune diavolul. Alții văd pe Dumnezeu ca pe un bunicuț care nu pedepsește pe nimeni. Oare nu e așa Dumnezeu, dragii mei? Biblia spune, uitați-vă la asprima lui Dumnezeu. Da, l-a făcut că e Dumnezeu drept. Și atunci, în această lume, noi ne dorim ce, frați și surori? Noi care l-am cunoscut pe Dumnezeu. Ne dorim ca numele lui Dumnezeu să fie sfințit. Iar cuvântul sfințit înseamnă să fie onorat. Să fie cinstit. Să fie slăvit. Dar când numele lui Dumnezeu va ajunge să fie așa? Numai când oamenii vor cunoaște pe Dumnezeu așa cum este. Și iată, vă dau un suspin al Domnului Iisus. În rugăciunea domnească, din capitolul 17, iată ce spune Domnul Iisus. Spune, neprihănitule Tată, auziți cum îl numește? Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut. Și am făcut cunoscut numele tău acestora și i-a arătat pe ucenici. Și ei au cunoscut cine ești tu, prin mărturia mea. Au cunoașterea adevărată și iată că sunt îndrăgostiți de tine acum. Le-am schimbat optica, le-am arătat cât de bun ești, le-am arătat cât de minunat ești, le-am arătat dragostea ta față de ei. Și pentru ei acum nimic nu contează mai mult decât tine, decât tu. Da? Frații mei, acesta trebuie să fie și suspinul nostru. Să spunem exact ca Domnul Iisus, neprihănitule Tată, cei din familia mea nu te cunosc. Cei din serviciul meu nu te cunosc. Cei dintre vecinii mei nu te cunosc. Dar îmi doresc și mă rog ca și ei să te cunoască. Să cunoască numele tău, adică atributele tale, ființa ta, persoana ta. Și să ajungă și ei să fie exaltați, să te onoreze pe tine, așa cum eu o fac. Da? Observați? Când te rogi și vezi astea nu ca niște rime pe care le spui, niște versuri, ci ca niște principii, atunci intri adânc în ele. Și s-ar putea să nu mai poți să spui Tatăl nostru. Că te cufunzi în gândul ăsta, în principiul ăsta și vei spune, îmi doresc ca să te cunoască oamenii. Și te vei ruga în direcția aceasta. Și timpul nu mai contează. Ieși la rugăciune și zici, s-au dus 2 ore. Nici nu știi cum. Pentru că ești cuprins în rugăciune. Mistuit de dorința ca oamenii să cunoască pe Dumnezeu. Și mai este încă un lucru pe care spun acum și e valabil în privința la toate astea, și anume, dragii mei, faptul că noi trebuie să ne implicăm. Nu ne spunem rugăciunea și plecăm acasă. Nu ne spunem rugăciunea și vedem de treburi. Rugăciunea asta ne angajează. E rugăciunea noastră, e dorința noastră fierbinte și noi de regulă ce facem? Ne urmăm dorințele, așa e? Dacă vrei o bicicletă, ce faci? Pui bănuți pe bănuți și strângi bănuții până când ai să-ți cumperi bicicleta. Deci omul are tendința naturală de a-și urma, de a împlini dorințele lui și le face cu sacrificiu. Dacă noi ne dorim ca numele lui Dumnezeu să fie slăvit sau să fie sfințit, cunoscut, onorat, ce vom face? Mă voi transforma într-un misionar. Așa este. Nu îmi spun rugăciunea și zic, mi-am făcut datoria, acum ce o fi. Nu. Eu acum am să mă duc la vecinul meu și am să-i bat la ușă și am să-i zic, vreau să spun ceva despre Dumnezeu. Adică mă angajează rugăciunea aceasta. Observați? Bun. Mai departe, după aceea Domnul Iisus Hristos spune, deci sfințească Dumnezeu, vie împărăția ta. Auziți? Vie împărăția ta, a doua dorință. Sau a treia declarație. Sfințească-se, Tatăl nostru, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta. Dragii mei, dacă noi ne rugăm să vie împărăția lui Dumnezeu, ce vom face? Dacă asta e dorința noastră fierbinte, Doamne, vie împărăția ta, ce vom face? Am să vă răspund prin cuvintele lui Petru. Așteptați și grăbiți venirea Domnului.
Dar ce împiedică? Ce împiedică venirea Domnului? Tot Petru ne spune în capitolul 3, a doua epistolă. Spune, Domnul va să vie și vrea să vie, dar zice, mai așteaptă, își întârzi venirea, pentru ca să se împlinească numărul de plin al aleșilor lui Dumnezeu, al celor care vor veni la mântuire. Era un număr de plin, da? Și el nu va veni până nu se va împlini numărul acesta. Deci, cu alte cuvinte, împărăția nu vine, că împărăția când va veni, în primul rând, va face curățenie și apoi se va instaura. Adică pământul cu tot ce pe el va arde, păcătoșii vor fi nimiciți, da? Și apoi spune Scriptura că va veni împărăția lui Dumnezeu pe un cer nou și pe un pământ nou și noi vom fi transferați acolo pentru eternitate, într-o fericire absolută. Da? Ea nu vine deocamdată, de ce? Pentru că Evanghelia aceasta încă n-a ajuns la toate neamurile Pământului. Și atunci, dragii mei, dacă eu mă rog ca să vină împărăția lui Dumnezeu, ce voi face? Mă voi transforma într-un slujbaș al împărăției. Căutând să mă rog pentru mântuirea oamenilor, căutând să fac totul pentru ca oamenii să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Înțelegeți? Deci rugăciunea asta nu o spui și pleci. Rugăciunea asta o spui și apoi intri în activitate. Înțelegeți ce vreau să vă spun? E o rugăciune care efectiv te trage ca într-un, ca într-un vârtej, dar e un vârtej plăcut, intri în calea lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. Da. Și ultimul lucru spune, facă-se voia ta precum acolo, în cer, așa și pe pământ. Te uiți în jurul tău și vezi că nu se face voia lui Dumnezeu. Dar trebuie să înțelegem acum și o să mă opresc aici, că să nu trec repede pe celelalte gânduri. Ce înseamnă să facă voia lui Dumnezeu, dragii mei? Și nu am vrea să avem niște utopii, niște idei fantastice. Hai să vedem în primul rând care este voia lui Dumnezeu pe, cu lumea asta. Cu biserica, cu lumea, cu omul în general. Și când noi spunem, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ, noi trebuie să ne rugăm potrivit cu voia Lui revelată. Da? Și atunci, în primul rând, noi știm că voia lui Dumnezeu, așa cum am și spus, este ca Evanghelia să fie dusă până la marginea pământului. Da? Și ce a zis Domnul Iisus? Duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură până la marginea pământului. Cine va crede, va fi mântuit, cine nu va crede, va fi osândit. Deci asta este voia Lui, ca Evanghelia să ajungă. Și atunci, dacă eu mă rog cu toată inima rugăciunea aceasta, eu voi spune, vreau și eu să particip la această, la acest proiect măreț. Ce pot să fac? Fac ce pot. Dau niște pliante. Mă duc la, la biserică și spun, fraților, ce pot să fac și eu? Haideți să mă implic și eu. Și vei vedea că ți se va da că nu poți să faci. Adică așa de mult este de făcut. Și asta e, dacă vreți, și o tristețea inimii mele și o tristețea multor slujitori. Este, dragii mei, că sunt așa de puțini oameni care doresc să se implice în slujire. Să sacrifice pentru, să dea timp din timpul lor, energie, resursele lor materiale, să le pună la dispoziția lui Dumnezeu. Asta este o lipsă. De aceea spunea Domnul Iisus, mare săcerișul, puțin lucrători. Și așa a fost și așa este și acum. Și vreau să te rog, astăzi, când asculți aceste cuvinte, dacă ai simțământul și Dumnezeu îți vorbește, că ai putea să faci mult mai mult decât faci, și că poate te scuzi cu tot felul de scuze care în fața Lui vor păli ca niște frunze care sunt lovite de gel. Te rog, nu mai folosi scuze. Oprește-te astăzi din scuze și vino și spune, vreau și să slujesc lui Dumnezeu. Implică-te. Și vreau să spun un lucru. Dragul meu, draga mea, nicio activitate nu se face fără sacrificiu. Asta să fie foarte clar. Ce ai făcut tu în casa ta fără sacrificiu? Nimic, nu? Și dacă vrei să formești casa, să îți faci curățenie, cât sacrificiu este acolo? Și câte multe costă? Mult mai mult decât ai anticipat, da? Dar duci la bun sfârșit, că ai un proiect. La fel și slujirea împărăției lui Dumnezeu, frați și surori. Ce de sacrificiu? Dar cât de minunat este să te implici și câtă răsplată de Dumnezeu. La luna de la urmă, celor care și-au pus în joc viața și resursele pentru slava lui Dumnezeu. Deci, prima dată Dumnezeu, voia Lui este să fie dusă Evanghelia până la marginea pământului. Apoi, voia Lui Dumnezeu este, spune Scriptura pentru biserică, voia Lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Așa spune Scriptura. Urmăriți cu toții sfințirea, adică să nu mai păcătuim și să trăim o viață frumoasă și curată. Deci, urmăriți cu toții sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu.
Deci voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. De aceea, dragii mei, dacă eu sunt cuprins de gândul, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ, apoi voia, dragilor, este sfințirea noastră. Este să ne curățim, este să ne sfințim. Da? Și apoi am putea să luăm atâtea și atâtea alte texte din Biblie care ne arată care e voia lui Dumnezeu pentru noi. Da? Și mi-a plăcut foarte mult, zice rugăciunea aceasta, Tatăl nostru, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Spunea autorul, zicea, îngerii în cer stau cu aripile deschise. Da? Adică, pregătiți ca de îndată ce Dumnezeu dă o poruncă, ei să se grăbească să o asculte, să se grăbească să o împlinească. Stau cu aripile deschise, pregătiți să-și ia zborul în a sluji pe Dumnezeu. Și mă gândesc oare câtă rușine a trebuit să vină în dreptul nostru, că parcă Dumnezeu a ajuns să se roage de noi. Hai, nu vrei și tu, hai, nu vrei să vii la adunare. E rugăciune. Nu vrei să vii la rugăciune. Hai, nu vrei să dai și niște bănuți pentru... Că uite, sunt cheltuieli și... Nu. Hai, nu vrei și tu să te duci, uite, să ajuți pe frați, că se face lucrarea aceea. Și nu se face pentru... Se face pentru slava mea. Și, nu știu, mă umple de rușine. Nu? Ideea asta. Îngerii în cer, cum stau? Zice autorul. Cu aripile deschise. Adică e o imagine rea, adică care... E adevărată. Nu stai chiar așa cu aripile, dar ce vreau să sublinez asta? Pregătirea lor. Da? Dorința lor fierbinte ca de îndată ce Dumnezeu le cere ceva, imediat să se grăbească. Doi pe un loc. Dacă poți să zic ceva, da? Se grăbesc să asculte. Așa ar trebui să fie. Fiul împărăției lui Dumnezeu. Care a înțeles că Dumnezeu i-a dat dragostea aceasta să se numească copil al lui Dumnezeu. I-a primit o moștenire în ceruri. Și atâtea binecuvântări. Deci ar trebui ca noi să fim, iată, copleșiți, rugăciunea asta să fie pentru noi pâinea pe care o mâncăm în fiecare zi. Și noi spunem, cât ar rosti, cât ar dura să spunem așa, Tatăl nostru? Cred că o spunem sub un minut. Nu? Dar dacă noi o înțelegem, iată, principiile și intrăm în ele, nu doar că ne rugăm, și am să încheie cu o ilustrație, acționăm. Rugăciunea devine, dacă vreți, faptă. Și de aceea, cred că acum înțelegem altcumva, cum spune Pavel, zice, rugați-vă neîncetat. Dacă vei fi permanent angrenat în lucrarea lui Dumnezeu, te vei ruga neîncetat. Și e nevoie de rugăciune. Deci dacă spunem, sfințească-se numele tău, înseamnă că eu mă voi implica în acest proces de sfințire al numelui lui Dumnezeu. Dorind, luând acea durere din inima Domnului Iisus, neprihănând de Tatăl, lumea nu te cunoaște. De-aia se poartă așa cum se poartă față de tine. Pentru că te cunoaște. Dar am venit eu ca să fac cunoscut numele tău. Da? Deci dacă spunem, Tată, sfințească-ți numele tău, asta mă implică în activitate. Dacă spun, vie împărăția ta, eu știu ce oprește să nu vină. Și mă voi implica să o grăbesc. Să fiu eu mulțumit, credincios, bun, și să ajute alții să creadă ca să se ducă mai repede Evanghelia și să vină mai repede Domnul Iisus Hristos. Da? Mă implic. Câți de lângă noi nu știu cuvântul lui Dumnezeu? Săptămâna asta am lucrat ceva pe la școală și a venit un părinte să ne ajute acolo, pe lângă alți părinți, a venit să ne ajute la clasă s-a mutat clasa de la generală la liceu și au trebuit toate mutate. Și a venit un părinte și stând lângă mine, părintele ăsta, lucrând cu mine, de acolo cu cuțați pe fereste, să punem jaluzelele, zic, omul ăsta oare o știe despre Dumnezeu? Știi? Și asta m-a făcut să îl întreb la un moment dat, când am prins un prilej, zic, uite, vreau să vă întreb ceva, cunoașteți Evanghelia, eu și eu știți că eu sunt pastor. Și de aici a început discuția, de jumătate de oră aproape, sau mai nu știu exact de a durat, dar i-am împărtășit cuvântul și a zis, păi uite, chiar nu știam lucrurile astea. Da? Și de-aia vreau să zic, ne angajează. Nu doar te rogi și pa, te rogi și intri în slujire. Și închei cu o rugăciune. Cu o rugăciune, cu o ilustrație. Spunea cineva că într-o biserică, un frate care avea o familie mai numeroasă, s-a îmbolnăvit destul de grav, copiii erau mici, și de mai putut să lucreze, automat că ar fi afectat bugetul familiei și alimentația și toate astea. Și credincioșii din biserică s-au gândit să-l viziteze pe fratele respectiv și să se roage pentru el, pentru sănătoșirea lui, să se ducă acasă să se roage. S-au vorbit mai mulți. Nu uitați, grija lor era pe lângă boală că
nu ne mai putem munci, nu mai pot să duc pâinea pe masă la copii, deci sufereau. Și atunci s-au întâlnit mai mult, s-au stabilit mai mult să se întâlnească, luau un mic punct și acolo să meargă împreună. Numai că la momentul întâlnirii, unul dintre ei, cei care promisese să vină, n-a venit, ceilalți l-au așteptat și la un moment dat chiar s-au mâhnit, au zis, uite, frate, că a promis că vine și n-a venit. Da, erau indignați. Și au mers mai departe, că de fața casa fratelui respectiv au intrat, au avut un timp în care l-au încurajat din cuvânt, s-au rugat pentru el, au cântat, deci cumva l-au încurajat așa, l-au bărbătat și s-au rugat pentru el. Pe fundul ăsta, se aude un gând bătăi ușa. Și s-a dus să deschidă gazda, la soția, și era fiul cel mare al celui care n-a putut să vină, fratelui care n-a putut să vină. Și fiul cel mare spune așa, soră, tata n-a putut să mai vină așa cum promisese că s-a întâmplat ceva și n-a putut să mai vină, dar m-a trimis pe mine cu rugăciunile lui. Haideți să le descărcăm. Înțelegeți? Haideți să le descărcăm. Și a ieșit afară și a descărcat câțiva saci de făină, de... înțelegeți? Adică Scriptura spune, nu doar să te rogi și să zici, Domnul să te binecuvinteze, ci ce să faci? Să și dai. Dacă vezi pe aproapele tău că suferă și nu are cele trebuicioase și zici, să mișca până în străfundul inimii, Domnul să te binecuvinteze și nu-i dai, zice. Cele trebuicioase, deși le ai, cum rămâne cu dragostea? Cum rămâne cu credința? E o credință moartă. Înțelegeți? Și fratele a zis, haideți să descărcați rugăciunile Tatălui meu. Înțelegeți? Și de-aia vreau să spun, iubiți credincioși, când noi ne rugăm Tatăl nostru, asta nu este o poezie pe care o spunem așa, fără să mai ne gândim la ea. E ceva care atunci când trebuie să o rostim, ne trage ca un vârtej și ne consumă toată viața noastră. În scopul slujirii împărăției lui Dumnezeu. Dar dacă ne lăsăm trași, putem să spunem și noi ca Ieremia, m-ai cucerit, Doamne, și m-am lăsat cucerit. Așa zice Ieremia, da? M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Fratele, nu există viață mai frumoasă și mai împlinitoare decât aceea de a fi cu Domnul, de a lucra cu El, de a înțelege că Domnul te cheamă să fii partener împreună cu El și lucrător împreună cu El în împărăția Lui. Mare cinste va veni peste toți cei care și-au pus la dispoziția Lui viața lor vremelnică și au sacrificat energia lor, timpul lor, darurile lor pentru slava lui Dumnezeu. Și astea, apropo, nu le avem de la noi. Sunt tot darurile Lui pentru noi. Dar îi le dăm noi înapoi și asta îl bucură nespus de mult pe Dumnezeu. Așa că, iată, rugăciunea noastră este un model de rugăciune. Care dacă ce să o rostești, are partea teoretică, dar și partea practică. Dacă nu te implici în partea practică, nu ești decât un bolborositor. Sau nu sunt decât un poet care recită frumos. Dar nimic mai mult. Da? Domnul să ne să fim împlinitori, da? Amin, amin. Și noi aici, biserică, încercăm să dezvoltăm tot felul de activități, toate au în vedere ce un singur lucru, slăvirea numelui Dumnezeu. Uitați-vă, activitățile bisericii noastre, preiubiților, au în vedere ce? Exact împlinirea rugăciunii domnești. Au în vedere ca numele lui Dumnezeu să fie cunoscut, au în vedere ca voia Lui să se facă în biserică și în jurul bisericii, au în vedere ca să vină mai repede împărăția Lui Dumnezeu pentru că duce și vestim Evanghelia, ca să se întoarcă mai repede la Dumnezeu cei aleși și să se pocăiască. De aceea, haideți ca să, nu știu, să fim mult mai profund și mult mai serioși. Da? Și dacă v-a vorbit Dumnezeu, luați o decizie ca să nu mai stați doar pe margine, ci să vă implicați în slujirea Lui Dumnezeu. Amin. Hai să ne ridicăm și facem rugăciune. Frate, din aia, te rog pe tine să cer binecuvântarea Lui Dumnezeu.